Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Deco Vibes. Suntem în continuare în minunata bucătărie Mile, unde am plăcerea să am alături de mine un designer, pe Natalia și pe Alex, bucătar. Îi las să se prezinte și să vă povestească despre implică. Sunt Natalia Berezovska, designer de interior. Am studioul meu de 10 ani, anul acesta împlinit. Sunt specializată în proiecte rezidențiale și am venit aici să dezvoltăm subiectul bucătăriilor. Bună, sunt Alex Burcă, bucătar de meserie, bucătar head chef la un restaurant din București și de 2 ani de zile bucătar la Mile. Sunt bucătar de 9 ani de zile și am venit să vorbim de cum integrăm electrocasnicile cu gătitul. Mulțumesc că ați dat curs invitației și dacă data trecută am discutat despre principalele electrocasnice, cele pe care le știm cu toții, frigider, aragaz, plită, hotă, astăzi vom introduce niște electrocasnice mai puțin cunoscute și care până de curând erau dedicate doar restaurantelor și nu exista posibilitatea să le ai integrate în bucătăria ta de acasă. Înainte de a discuta de aceste electrocasnice, aș vrea, Natalia, să te întreb ce îți cer ție de obicei clienții tăi când vine vorba despre bucătărie? Care sunt provocările la care trebuie să răspunzi tu ca designer când vine vorba despre bucătărie? Trendul s-a schimbat și asta știm foarte bine și românii inclusiv se adaptează nevoilor din piața internațională. Bucătării, se cer bucătării open space, ceea ce înseamnă trebuie să avem o insulă, trebuie să avem electrocasnice bine integrate în această insulă și bucătărie. Clar, stilul minimalist este cel mai des cerut, care în primul rând se integrează foarte bine în mai multe stiluri moderne, inclusiv cele care sunt în ziua de azi, Japandi sau wabi-sabi, unde se folosesc foarte multe materiale naturale. Iar ce am observat că cer clienții sunt echipamentele mult mai smart. Ei vor să fie electrocasnice care, în primul rând, consumă puțin, care fac minuni, pentru că 95% din clienții mei nu au timp de a găti și ei vor soluții. Și atunci aici am avut ocazia să descoperim electrocasnice care ne ajută și Alex să ne și povestească care sunt aceste electrocasnice care îți fac viața mai ușoară. Bănuiesc că, practic, trebuie să îmbini tehnologia cu tradiționalul, cu designul, timpul, cu designul, exact, și cu timpul liber. Exact. Alex, ce ne poți spune? Care este trendul la tine în solicitările? Începe să fie plăcut surprins că au început românii să mănânce și mult mai sănătos, cu mult mai multă atenție la ingrediente pe care și le cumpără. Nu se mai folosesc atât de multe prăjeli, foarte multe electrocasnice au început să aibă și mașinile de la Mile de aici, au început să aibă și funcție de abur, de gătire la abur, care ajută foarte mult în procesul de gătire, procesul de gătire sous vide. Am și eu o întrebare. Uite, de exemplu, clienții mei cer să aibă, hai să vorbim de plită. Plita care, în primul rând, se încălzește ușor, gătește ușor și marea problemă este cum extragem acest miros, pentru că chiar dacă gătim sănătos, uneori mirosul este o problemă într-un open space, da? Ce ziceam eu, trendul în ziua de azi. Tu, din experiența ta, care tip de hotă, de exemplu? O hotă silențioasă pentru acasă în special, că e important, și în special hotă smart, care te ajută, cum ar fi acesta care pornește și automat pornește și hota uneori. Și vă voi mai spune eu un tips and tricks. Întotdeauna deschizi un geam, îl pui pe ventilație. Nu pornești niciodată o hotă fără să ai o sursă de aer. Da, pentru că trebuie să aibă aer, trebuie să circule. Asta e bine de știut pentru toată lumea când își utilizează bucătăria. Sau, de asemenea, eu mai propun și folosesc combinația de plita de blat, mai ales dacă este în insulă, cum am prezentat-o data trecută, suplimentată de o altă hotă deasupra.
Și în general contează și designul potei, pe partea asta de... Din punct, da, la mine chiar contează, doar că eu țin foarte mult la funcționalitate. Designul design, dar dacă omul gătește, vorbim aici de oameni care chiar gătesc, pentru că până la urmă bucătăria atrage oamenii, noi aici stăm, noi discutăm, bucătăria nu este doar despre gătit, despre experiență, despre boți. Povești. Exact. Și atunci, într-adevăr, trebuie să le integrăm. Inclusiv electrocasnice incorporate. Unele chiar dacă nu se văd, dar cerința clienților este să fie la culoare cu bucătăria. Exact. Cu finisaje. Și sunt electrocasnice pe care nu le găsești pe toate drumurile și nu le ai în toate bucătăriile și ar fi foarte bine să le ai. Dacă vine vorba de socializare, un espresor de cafea integrat, să nu mai le ai pe blat, pentru că nimeni nu vrea să aibă 200 de lucruri pe blat, sertarele termice și toate micile gadgeturi, răcitorul de vinuri pe care îl iei funcție de ce vin vrei să bei, vrei alb, roșu, pe temperaturi diferite, ca să poți să ții vinul la condițiile dintr-o cramă. Alex, ne povestești un pic despre aceste minuni de sertare, pentru că știu eu că există un sertar care face vid, care videază, cuptorul cu aburi, da, sertarul termic. Da, bucătăriile și de acasă au început foarte mult să semene cu bucătăriile profesioniste. Au început să folosească lumea sous-vide și aparatul de vidat, în fine. Cei de la Mile au un sertar de vidat, ceea ce ne ajută foarte mult în procesul de gătire, dar și în procesul de a salva anumite sosuri, anumite mâncăruri care ne fac viața mai ușoară în gătirea de zi cu zi. Dar sertarul termic? Sertarul termic e destul de util. În general, la restaurant se servesc mult preparatele calde. În general, se servesc niște farfurii mai încălzite, mai calde, ca să mențină preparatul cât mai îndelungat cald. Și cred că mai e un mare avantaj dacă ai și aceste sertare și cuptorul, pentru că de Paște, de Crăciun, când exact. Ai musafir și trebuie să faci 7 tipuri de mâncare, cine nu face și sarmale și de-alea și de-alea și de-alea, sau mă rog, ce fac, ocupi, e complicat uneori să ai doar un cuptor. Da, exact. Sau exact ca cum ar fi cu sertarul de menținere la cald, e și important, nu știu, invitații de acasă întârzie sau se menține acolo la cald, la o temperatură controlată. Da, sau îi lași copilului prânzul exact. Când ai plecat de acasă și el poate să-și scoată cald, să nu te mai stresezi că dă foc la casă. Mă rog, cu inducție nu dai foc la casă, dar e interesant. Păi și când gătești, nu bem și noi un vin? Ba da, ba da, ba da, și atunci avem răcitorul de vin. Da, mâncarea întotdeauna trebuie asociată și cu băutură uneori. Vine important să fie băut la temperaturile corecte, ceea ce face și frigiderul de la Mile, care le menține pe diferite nivele la temperatura corectă, care trebuie ținut un vin alb sau un roșu. Când ai totul pregătit acasă și aplicația numai să-i dai drumul exact. La cuptor 15 minute să-ți reîncălzești ceva, îți deschizi un pahar de vin, care și ăla e un pahar de vin bun și cum mai trebuie. Stai să da. Aduci gheață, unde găsesc gheața, strig, mai am gustul de vin, mai am pierd din calități și de asemenea sau ai și cafeaua tot timpul proaspătă. Da, de exemplu, la mine clienții nu mai vreau, cum ai spus și tu puțin mai devreme, au o problemă cu multe electrocasnice mici care se țin pe blat. Plus că e mai ușor la curățenie. Da. Da. Mult mai ușor la curățenie. Cum ți se pare, Alex, trendul când vine vorba de gătit? Că din ce văd eu, din ce știu pe cei din jurul meu, nu mai se mănâncă doar tradițional. Cum faci ca bucătăria să fie un loc în care, până la urmă, experimentezi și te joci? Ce tips and tricks-uri? Aici ne ajută și cuptoarele mai mult, pentru că având funcțiile alea automate de care am zis mai înainte, te ajută foarte mult să nu greșești atât de mult și îți face viața mai, mult mai ușoară. Adică doar punem ingredientele, exact. Le băgăm în cuptor și exact. Așteptăm. Da. Și exact. Restăm și ne bem cafeaua și stăm de vorbă. Nu, bem vin. Bem vin. La temperatura corectă. La temperatura exact. Corectă. De multe ori există un trio cafea, vin, mâncare. Dacă de vinuri am vorbit un pic, de mâncare am vorbit, cu cafeaua. Ce facem cu cafeaua și cu minunățile astea de aparate Mile care arată foarte frumos? În primul rând, aparatele fac cafeaua proaspătă, mai exact. Adică proaspătă însemnând că o macină, direct, lucrează cafea boabe. Espresoarele pot fi
personalizate, în funcție de cum vrei cafeaua. Cât de tare, cât de aromată. Cât de tare, cât de aromată. Poți să faci mai două băuturi în același timp. La el, spuma perfectă. Ceea ce e important la un cappuccino, băuturi de cappuccino, știi foarte bine că să ai o spumă cum trebuie și, siguranță, și așa. Exact. Și inclusiv la latte, de exemplu, care ai un, trebuie să ai cremozitatea în lapte. Că acolo nu mai este spumă, este cremozitate în lapte și amestecat. Și se face exact cum trebuie. Și arată foarte bine. Arată foarte bine. Exact. Da? Pentru că finisajul, dacă îți alegi toate electrocasnice pe aceeași culoare, se integrează perfect. Și asta remarcam că este acel mat antracit care nu e nici negru, nu e, cred că poate merge foarte bine, are un alt în general, aer. Da, eu observ că și pe partea de design se optează mult pe finisaje mate. Da. Arată, chiar dacă înainte era luciosul cumva la modă, ne-am dat seama că în ziua de azi mai frumos arată, mai elegant arată mat sau soft touch așa, decât un echipament lucios. Da. Da. Și cred că se integrează și mai bine cu trendurile mai pastelate, exact, și toată partea, exact, de, exact, accesorii care nu mai e neapărat negru, argintiu. Mi le scot și culoarea bej. Da, pearl, de bea aștept, da, să vină perla. Exact, da? Pentru că avem, dacă avem o bucătărie, de exemplu, de lemn, da, e interesant integrat. Da. Exact, de bea așteptăm să vedem și să le vedem puse în proiectele tale. Exact. Alex, ce v-am spune că toate aceste electrocasnice care au apărut în, mai nou în bucătăria noastră ne ajută să nu mai risipim atâta mâncare. Da, ne ajută foarte mult să nu mai risipim atâta mâncare. În primul rând, cum am zis, desertarul de vida, că ne ajută să păstrăm mai mult timp mâncarea, să o și congelăm, să avem porții pentru mai târziu. Ne ajută foarte mult și la partea economică, adică consumul este mult mai redus, ceea ce înseamnă că nu mai consumi atâta energie. Și dacă am cumpărat prea multe, la un moment dat putem să le punem sub vid și să le băgăm în congelator? Da. Dacă am luat 20 de kilograme de mere, dar nu am apucat să facem plăcintele cu mere, le putem băga, da, și pe ele în, exact, congelator. Pot fi curățate chiar, aia pe vidate și la următoarea plăcintă cu mere sau cozonac. Mai bine, mai bine. Așa. Se face. La partea de frigidere, cel puțin, eu am rămas plăcut surprins aici că am venit, am avut un eveniment acum 2 săptămâni și am pus acolo niște microplante semănătoare cu astea și după aia am venit după 1 săptămână și ele erau încă proaspete, încă nu se pierd ca într-un frigider normal. Ceea ce mențin pe niveluri prospețimea, temperatura, umezeala și ajută foarte mult legumele, prelungesc durata de viață a legumelor. Adică să înțeleg că nu ne ținem doar vinul la umiditatea care trebuie, la temperatura care trebuie, ținem și plantele și legumele în sertarul special. Exact. Foarte bun. Deci suntem și sustenabili și iubim și planeta, cu alte cuvinte. Ce gătim astăzi, Alex? Sper să facem niște ciuperci la tigaie cu ou fiert. Să vă arăt mai încolo ca un program automat pentru ou fiert, adică pui ou în tavă, selectezi cum îl vrei, selectezi mărimea în principal, ceea ce te întreabă dacă e S, M sau L. Interesant. Că au diferit timp de gătire și el își ia automat. Dacă e un ou S, ai apăsat S cum îl vrei, mai moale, mai tare, și îl gătește perfect de fiecare dată. Și îl gătește mai ușor decât pui oala pe aragaz, fierbi apa, pui ouă și tot procesul ăsta. Un timp, și un timer repede, ca să fiarbă X timp sau așa. Acolo totul e automat. Sau să ghicești cum iese. Da, exact. Așa, și după aia vom avea un antricot care va fi făcut pe plită. Un sos pe bază de vin și ou, care este gătit la sous vide. 30 de minute, adică poate fi făcut un sos în 30 de minute. Pur și simplu pus în pungă, vidat, setat acolo și 30 de minute un sos. Și nu mai stai pe plită să amestești non-stop, exact, 2 ore până se face. Am luat niște morcovi curcubeu colorați, uh-huh, frumoși, care au fost gătiți întregi cu puțin ulei de măsline și sare. Și pur și simplu gătiți la abriu. Natalia, ce părere ai despre aceste noi aparaturi și modul în care, cum vezi tu că le poți integra în bucătăriile pe care le gândești? Mă bucur că tehnologia a avansat mai mult
Și bucătăria nu este doar despre mobilă, este despre echiparea acestui mobilier, pentru că aici adunăm toate persoanele în jurul nostru, prietenii sau rudele. Și mă bucur că și pe partea de design suntem mult mai bine. Îmi place că sunt electrocasnicele foarte fine din punct de vedere al designului și sunt funcționale, exact cum ne trebuie nou, ca să ne facem viața mai ușoară. Și pentru că tot vorbim de sustenabilitate și de bucătăria temporală, de spații care nu vrem să le modificăm des, toate echipamentele mele au o durată de viață testată de aproximativ 20 de ani. Așa că vă îndemn să studiați, să veniți să testați în această bucătărie și să vedeți cum funcționează fiecare electrocasnic, să vă informați foarte bine când faceți alegerile și să priviți această bucătărie ca pe investiție și nu o cheltuială. De asemenea, vă invit ca atunci când vă redecorați sau vă faceți bucătăria, să invitați alături de voi designerul, bucătarul, expertul în electrocasnice și să găsiți modalitatea perfectă pentru voi. Pentru că este foarte important ca experiența pe care o aveți, ce vreți să experimentați ca și bucătărie sau ce vă gândiți că poate vreți să experimentați, să fie pe măsura voastră. Mulțumesc Alex, mulțumesc Natalia și vă mulțumesc și vouă și sper să ne revedem cât de curând.